Povestea ne spune că era un pădure strejar mare și puternic. Și a venit toamna în acea pădure. Și frunzele lui au început să îngălbenească și să se scuture una câte una și să cadă lin la pământ ca un popor aurie. Iar razele soarelui treceau printre crengile stejarului și îl făceau să strălucească în soarele de toamnă. Și acolo, la rădăcina acelui stejar, își aveau căsuța, își avea căsuța o familie de pitici. Tatăl pitic, piticul mamă și băiețelul lor, pitic. Și tare harnică mai era această familie de pitici. Tatăl pitic cioplise cu multă hărnicie castronașe din castane, din căpăcele de ghindă și făcuse castronașe și din coș de nuci. Iar mama pitic adunase multe, multe provizii pentru iarnă și le pusese acolo în cămară. Măceșe, ghinde, alune, sâmburi din pomurile de brad, ba chiar primise de la harnicele albine și un strop de miere. Așa că erau pregătiți cu cele aleguri pentru iarnă. Și într-o dimineață, când încă nu se luminase de ziua, pitic s-a trezit foarte devreme și a ieșit din căsuță și deodată ce ai fost să vadă? O zână albă care curgea prin pădure și fermeca totul în jur. Zgribulit și uimit, tic-tic-tic fugi repede trezit pe tatăl său și spuse ce a văzut. Tatăl său, care era mare și înțelept, era tatăl, da? Știa ce se întâmplă și i-a spus: a, este zâna brumă. Ea pune un puf de argint peste toate plantele din pădure. Este semn că a venit iarna și că de în curând pământul va îngheța și va fi tot mai frig. Este semn că noi trebuie să ne adăpostim bine, bine în căsuța noastră. Și tatăl a strâns mușchi de pământ și a acoperit intrarea în căsuță. Dar s-a făcut în căsuță întuneric, așa cum zice. Ce ne face, zise tatăl, ne trebuie lumină. A zis și mama, ne trebuie lumină și căldură ca să nu înghețăm de frig. Și tic-pitic, cum era el iute din fire, își luă repede lămpașul și o zbughi cu el afară să aducă de undeva puțină lumină și puțină căldură. Acest lucru se întâmpla deja spre seară. Și cum ieși el în aerul rece de toamnă, văzu că pe cer apăruseră stelele, cerul era plin de stele. Și ce gândi el? Oare stelele nu o să-mi dea și mie o rază de la ele ca să-mi aprind lămpașul? Și alergă tic-tic-tic, încercând să tot prindă o rază de la stele, dar nu reuși. Alergă multă vreme până ce obosit, picioarele nu-l mai ținură, și în cele din urmă se așeză pe o piatră, obosit și amărât, și a dormit. O steluță micuță de sus, de pe cer, îi văzuse toată osteneala, tot efortul lui din acea zi. Și zise: haideți să-l ajut pe tic-tic să-și aprindă lămpașul. Și trimise o rază drept în lămpașul.
Flacăra de lampar se aprinse, fix se trezise și mare bucurie când văzut că lămpașul lui are lumină, chiar ceea ce el își dorise atât de mult. Vesel își luă lămpașul și o porni prin pădure cântând voios. Lămpașe, lămpașe, soare, lună, stele, poate unii ați auzit cântecelul acesta. Da. În alții. Eu nu. Mergea el așa cântând și cum, când ca în gura mare, bucuros că are foc în lăbaș. L-au auzit și alți pitici. Și au venit și au luat de la el lumina. Și astfel că întreaga pădure strălucea de luminile lăbașilor, piticilor. Și... și noi acum să fim ca niște pitici. Pentru că suntem niște pitici care fiecare are lămpașul lui. Lămpașul. Să prindem pașul.